Domnule primar, stimați colegi, vreau să felicit echipa public, echipa de handbal a clubului Handbal Club Dunărea Brăila pentru rezultatele obținute atât pe plan național cât și internațional. Vreau să îi felicit și le mulțumesc și suporterilor Handbal Club Dunărea Brăila care susține această echipă. Din nefericire, echipa la ora actuală, echipa Fanion a orașului Handbal Club Dunărea Brăila este nevoită ca și meciurile de acasă să le desfășoare în deplasare. Aș vrea să fiu puțin elegant și să spun, probabil că este o delăsare a celor care au condus Brăila, pentru că echipa de handbal Club Dunărea Brăila nu merită acest lucru să fie pedepsită, cumva sportul să fie pedepsit și să jucăm meciurile în deplasare, atât echipa, cât și fanii acestei echipe. De aceea, domnule primar, vă rog ca pe viitor și din postura în care dumneavoastră sunteți, să accelerați cumva sau să mergeți pe proceduri pentru construirea unei săli de sport la Brăila. De ce vă spun? Pentru că sunt orașe mult mai mici decât municipiul Brăila și aici mă refer la Mioveni, la Turda, chiar Tulcea. La Tulcea se construiește o sală de sport. Este păcat, pentru că avem o echipă de renume europeană. Vă mulțumesc și acest vot pe care îl voi da astăzi este votul venit din partea fanilor Handbal Club Dunărea Brăila și îl dau cu toată inima. Mulțumesc!